O gamă largă de produse alimentare ambalate în plastic și majoritatea veselei de unică folosință, precum și biberoanele pentru copii, au în compoziția lor o substanță chimică foarte toxică pentru organismul nostru. Este o obișnuință de care românii pare că nu se mai pot desprinde. Din păcate, aceste afirmații nu sunt simple speculații, ele constituind rezultatul unui raport preliminar întocmit în cadrul Programului Național de Toxicologie, care a scos la iveală posibilul impact asupra sănătății pe care îl poate avea substanța bisfenol A. Trebuie să renunțăm la aceste lucruri? Da, în mod sigur. Ne-am învățat cu ele, o să fie greu, dar e necesar. Și poate ce ar trebui să facem? Să avem propriile noastre vase, să nu mai cumpărăm de la tonomat, habar n-am. Păi, în urmă cu câteva zeci de ani, plasticul ăsta nu prea exista. Îl vedeam doar atunci când cineva venea din străinătate cu sticle, cu ambalaje din astea. Deci putem reveni la ceea ce a fost înainte. E foarte simplu. Eu zic așa că fiecare om, ca și în gospodăria, fiecare om, să fie puțin îngrijit, adică să nu lăsăm mizerii care să deterioreze locul unde stăm. Dar ce ar fi să lăsăm fiecare câte un pachetel, câte ceva? E normal, am consumat, să le punem la coșul de gunoi. De aia sunt amplasate coșurile de gunoi. Așa. Da. Plasticul nu deranjează pe nimeni dacă e pus la locul unde trebuie să fie pus. Cumpărăm de la magazine, poate mă refer la cafele, la, mâncăruri în acele farfurioare, ar trebui să renunțăm, poate? Ar trebui să zic așa, că zice că plasticul este dăunător. Deocamdată s-au inventat acele de hârtie mai groase, am văzut parle de cafea mai groase, care cu timpul se distrug mai repede decât plasticul. Ar fi foarte bine să știți. Oare pot românii să renunțe la această obișnuință? Practic ne-am obișnuit cu acest plat. Știți cum este? Că e adevărat. Dar în același timp învăț oare dezvăț. Deci din străbun se spunea că orice lucru început poate și la fel să renunți la el. Deci dacă consideri că nu mai este bun, se poate renunța. Deci și la plastic și la toate lucrurile care ne-ar produce rău. Animalele de laborator hrănite din recipiente de plastic ce conțineau bisfenol au dezvoltat față de celelalte animale hrănite din recipiente fără plastic leziuni precanceroase la nivelul sânului sau al prostatei. De asemenea, un studiu realizat la Centrul de Control al Sănătății a scos la iveală faptul că bisfenolul A a fost găsit în urina a peste 95% dintre persoanele voluntare la această analiză. Ne fac viața mai ușoară, să zic așa. Înțeles, înghețăm apa, o luăm cu noi, stau bine în geantă. Dar ar trebui, cum a zis și doamna, să le aruncăm unde trebuie. Trebuie, la coșuri de gunoi, da, da. Sunt coșuri destule pe aici. Doctorii spun că ar produce nenumărate boli acele recipiente. Fiindcă produce care le aruncă prin pădure. Dar dacă beau apă, suc ce am la mine și îl pun că sunt coșuri de gunoi unde să pune, nu ne-ar afecta așa. Că dacă n-ar fi bune, n-ar pune în ele sucuri, apă. Dumneavoastră ați putea renunța la aceste recipiente? Nu pot să că sunt mai ușoare de duși în geantă. Dar nu aș fi de acord cu lemnul. Fiindcă lemnul ăștia de plastic le spălăm și cu sare și dacă n-avem de schimb. Să zic să nu cumpăr din magazin, din Profi, din alte magazine care au. Da, de lemn își capătă miros. Merg toată ziua punând oricât ai spăla lemnul, când intră în el, își capătă mucigai. Nu toate produsele din plastic utilizate în industria alimentară și nu numai conțin bisfenol A, ci doar două tipuri din acestea, tipul 7 și tipul 3. Deși plasticul poate părea un material util, acesta este unul care în prezent ne sufocă planeta. Problema principală a plasticului este că acesta, odată ajuns în ecosistem, nu se descompune, ci se sparge în particule microscopice, particule așa numite microplastic.